Nicu Benga este un actor, este un prezentator, este un om care face stand-up comedy și nu în ultimul rând, este prietenul meu de suflet. Mi-a zis Diana un singur lucru. Dacă nu-l avem pe Nicu la nuntă, eu sunt supărat. În aplauzele dumneavoastră, Nicu Benga, Transilvania Lu, prietenul meu de suflet. Mulțumesc frumos, Ali. Tu ești mire, du-te la masă. Aplauze pentru cei mai frumoși miri din pădure. Vreau să salut de la pereche și vreau să-i aplaudăm. Vă rog, Artur, te rog, ia loc. Vin toamnă pentru matematică, ia loc. Ce? Un cuplu extraordinar. Ce cadoul să fac în ziua de astăzi? Mireasa îi face cadou pe Nicu Benga mirelui ei. Sper că la cearșav la noapte te descurci, nu apelezi la altcineva. E foarte bine, așa, da. Inițial a vrut să-l cheme pe Cristi Gog, Valentina Vale a vrut să-l cheme pe Cristi Gog. De ăsta e nebună, ăsta vă îndoie lingurile, nu mai mâncați nimic, mâncați supa ca și chinezii. A mai fost o variantă să-l aducă pe Florin Piersic, dar dacă începea Piersic să vorbească în Wonderland, mâine se numea Piersicland. Copiii vă erau mari și maestru termina. Mai greu. El are 79 de ani de viață și 80 de ani de când vorbește. Vă sorbiți din priviri și așa trebuie, că aveți opiuri apropiate. Ție-ți plac călătoriile, Diana. O să mergi peste tot în lume. Într-un singur loc nu o să mergi, în bucătărie. Nu știe gătia. Aplauze pentru mine asta. Habar n-are. Hands care. Păi se vede că ești improvist. Ai ales dat anunții chiar în final a Champions League. Nu se poate așa ceva. Bă, dar trebuie să spun eu, tot trebuie să spun mai bea. Acum e momentul, nimeni nu se uită la tine. De acolo, zice, Champions League să termină în finală, că așa e la fotbal, dar în căsnicie, de mâine încerc meciurile, o să vezi. Cum îl suporți? Ia din fecioară, sper că după noaptea asta să devină berbec. Bravo! La 31 de ani nu-i mai mult de 22, zis că e student la Spirul Haret, bravo. Și meseria apropiată, ea nutriționist, tu cu calculatoare. Deci când se virusează calculatorul, ce să fac? Ai încercat cu aloe vera. Ce niște cerne. Foarte frumos, așa, și aveți hobby-uri de oameni normali. De exemplu, Valentina, am zis că îți place să mergi în natură, să călători, să vezi lumea, ce ai scăpat, omule, ai scăpat. O aduci cu mașina și dai drumul pe tine. La cu mașina, eu acum am băgat benzină de pe calea turzii, că n-am înțeles de ce-s benzinării și fetițe. Acum m-am înghesat, amândouă te fac la pompă și... Chestia asta, eu când mă duc la benzinărie, eu am în cap asta, pompa 3, nu am card de fidelitate, nu vreau ciocolățică. Bă, mă termină ăștia cu ciocolățică, cred că ați pățit. Mă duc astăzi, bag de 50 de lei, că-s profesor, nu aplaudat, și îmi zic, pompa 3, nu am card de fidelitate, nu-mi trebuie ciocolățică. Și zice vânzătoare, o napolitană? Mamă, o vânzătoare, tu filmezi sau râzi? Ce faci? Tu știi ce vârstă are ficatul tău? Bă, zic, se trecat pe o sabă. Drept e că atunci când mă apuc de băut, e fica de vârsta mea. A doua zi, ficatul are vârsta lui soacră. Înțeleg, sfătos, spursuțam să nu mai bei? Te-ai bea și tu un pahar. Tot timpul, wedding plannerul, cine e fapt nevasta, când mergi la nuntă, îți spune să nu ne faci de rușine. Că și la nuntă, la vară mea, tătă nunta s-o uita la tine. Că fiecare nuntă are pe țivul ei, ceea ce vă doresc și vouă. Nu stau atâta ca să fiu eu ăla. Nu știu unde ești. Uitați-vă la eu, deși e la terapie intensivă, te cuvântăm cu eu. Iar zice, chirurg, totul alb. Operația pe cor de sir, doi bărbați. Cum dracu v-ați găsit, mă? Ce combinație mortală! Ia pompă de mănășturi, ia celebru de aiut albanez. Cum se poate așa, da, Zaza, erați veți? Cine mai recunoaștea de asta? Ai cerut-o de nevastă la spa, ai înmoiat-o din prima și ce ai zis, gata, la Otto, dragă, lasă vinul. Lasă, n-ai translat-o, unul să-ți explice cu mine. Și unde mai pui că e un om casnic, gătește numai bunătăți, stău că capul sta. Pop leveș, cuiaș.
Și-o și s-o plovește pe mine, asta e extraordinar. Și ce e mai important, că după ce mănâncă, spală vase. Bă, ăsta e un progres, eu spăl Buda. Ați avut petrecerea burlacilor într-o cramă, să te obișnuiești cu răcoare. Zice, să n-aveți domnișoarelor de onoare, dacă n-aveți subit, dacă n-aveți prieteni, nu disperați. Suntem la lac Luncan. Dacă nu vă găsiți iubit, vă găsiți pește. Dar să știți un singur lucru, dragii noștri, bărbatul pierde doi pești în viața lui. În tinerețe somnul, la bătrânețe carasul. Vă potriviți extraordinar. Bravo! Petrecerea pumlăcițelor. Mi-a scris, care mei, super Flavia, cu tri. Așa-i mănășturi, mai folosești și cifre. Așa are mei, cu tri, nu-i de la videocet. Zice, eu am fost cu prietenele mele îmbrăcate în tutun. Și dracu, nu să vă uită la voi, că sunteți foarte de pete. Și zice, așa a început seara pumlăcițelor. Zice, prima dată am mers la o prietenă, Marcel sau Darius, după aia ne-am dus în sasa să pot înjura că unde l-am întâlnit pe ăsta și la sfârșit la Dânăr. Dânăr trebuie pe principiul adică o prietă inteligentă mi se rupe. Bravo! În același timp, unde credeți că a urlat techercheu ăsta, moherul și hoverul meu, moto? Exact! A fost prima dată la bowling. Să vadă cum e să dai și cu bicile în altceva. Că de acum se știe. După aia a fost de două ori la strictis, nu l-a mulțumit și am chiar seara la Döner Kebab. A zis că la Döner Kebab era mai proaspătă carnea ca la strictis. Felicită! Ce hobby-uri are mireasă, cred că trebuie să știți și voi cititul. Deci ai dat o bibliotecă un an stă în casă, bravo ție, văd ce noroc ai. Și tu ai un hobby ciudat, îți plac extraterestrii. O să te înțelegi bine cu socră, te aplauz. Delicii sănătoase, vă rugăm să consumați. Las. Am înțeles că n-a fost buchetul mirese, aruncă cu un dărab de tor vegan, nu contează. Dar și asta cu veganismul extraordinar, între voi nu o să se stingă niciodată flacăra iubirii. De ce? Voi nu folosiți. Rău vegan! Și se deschide magazin în Ardea. Merge Ardeleanul și zice, bă, am fost la grătar, ce ai prăjit? O ceafă de alge. Asta e blasfemie în Ardea. Germe, nutriție, chestii, licor verzi. Și ce fain o să arate bucătăria voastră, cu un blender. Deci melodia loc mi blender. Nu-ți trebuie microundă, mă, nu-ți trebuie frigider să muntărește aragazul. Ai un blender, deci cel mai fericit. Dar să speli caserola când vine la serola. Lăsăm germenii să se pună acolo, ascultă-ți și mare, mare grijă și cu câini aici nu sunt câini, să știți. Și dacă îți gândiți că în rău, vegan. Deci te preferă să mănânci o gogoșă ceva mic. Să știi că dacă mama lui Fuego ar fi fost rău vegană, avea timp să împodobească bravo. Dar ce Fuego împodobește mama bravo? Ea săraca cu ocea cozonaci, cu ocea nouă. Ce avea de tot? Dar dacă gătea numai cu morcovior și cu baby carrot și cu... Haide! A fost oricum, n-a fost. E o surpriză, nu zic. O să fie în formă de purcel. Te dobleam. Lăsați că e frumos, uitați-vă voi la voi, așa o tână cumplută. Vreau să vă mai aplaud încă o dată, să... Rar vezi! Și-mi place și icoana de acolo, Maica Savu cu brum, cu extra. Ați văzut cu toții când ați primit invitațiile la nuntă, pentru prima dată un mire arată mai fain în caricatură decât în realitate. Bravo! Bravo, Fio! Așa fie! Vă văd așa frumos și tine și mă bucur. Artur, te rog frumos, Savu Reazo. Savu Reazo. Sper că... Deci, aveți chelner intelectual de la biblioteca? Artur, sper că o să iei numele. Artur Savu, ce frumos. Cum să te cheme, Valentina? O Kirkoșo. Kirkoșo. Vem tu-ți modelul perfect și roman. Am văzut să vede că sunteți numai mulți ardeleni la nuntă, lebedele sunt trei. Vă aplauză! Care înseamnă că bună, bravo!
Ce chestie, domnule, după 7 ani de relație, v-ați dat relația la școală și v-ați căsătorit. Extraordinar. Asta înseamnă, mă, relația e ca o pereche de chiloți. Dacă o ții prea mult, se lărgește și mai intră a treia persoană și nu știu. Ați făcut nunta, ați foarte frumos. Bravo. Vă potriviți. Uitați, o nuntă excelentă. Deci e o nuntă excelentă, că tot e planificată de Răzvan în Excel. Toată nunta e făcută de Răzvan în Excel. Și culmea, mireasa n-a scos niciun word, aplauze! Niciun word! Bravo! Mă uit la voi și eu am avut... Am 2 ani de căsnicie și se zice că la 2 ani să împătorești munta de tablă, că de 2 ani mânci din conserv. Era să nu mă lase nevastră mea să vin la munt. Am avut noroc cu socră. Am o socră, s-o țină Dumnezeu. Socră mea e ca bumerang. Merge la băi, merge la spital, baiu-i că vine înapoi. Zilele trecute au fost așa cald în Cluj, 38 de grade și socră mea zice, mă duc la magazin, dar zic, e urgent. Zice, nu, dar mă duc la magazin, zic, socră, dragă, zic, e caniculă. Zice, pe mine canicula mă lasă rece. Zic, să nu te lase rece, rece. Zice, ce ai zis? Du-te și nu te grăbi. Într-o zi mi-a zis, socră mea, zice, mă duc la cimitir. Asta e? Zice, dar vin pe când îți gata sarmalele. Problema mare cu socră e că nu se înțelege cu tipul, cu cuscă. Acum, care îl știți, n-ai cum să te înțelegi cu el. O lună de zile l-am rugat pe ticul, zic, te rog frumos, sună pe socră mea, face și ea 75 de ani. Cine știe dacă mai apucă încă 20 să trăiască? Ce tata, dracu, dar bătrâne, dar nu se lasă. Zic, te rog să o sun, să-i zici ceva din suflet, zice tata, un bip, nu pot să-i dau. Aline, las-o dracului de politică, din ziua de azi. Politica ta-i familia, partidul tău e Diana, aplauze! Te rog frumos să-ți expui, să-ți bași platforma în Diana, că dacă nu ea te scoate pe moțiune și face cu alții alianță, nu-i frumos! Să vedeți, pe sfârșitul nunții la 1-2 o să vin aici, poate sau nu, dar m-am uinesit și o să zic așa, zic eu posibil, dar am făcut o nuntă cum le place. Și au de toate, stau foarte bine și de la lui și de la noi și numai cât îmi doresc să fie înțelegere. Asta îmi doresc și eu, o înțelegere, casă de piatră și morcov tare, Artur, care ce și blentui. Distracție plăcută și după fritură, ieșiți la joc, ieșiți la dans. Avem DJ, avem tot ce ne trebuie pentru o seară memorabilă. Și la pachet o să primiți suit. Acum aveți whisky și alte religii. Distracție plăcută în continuare. Vă las pe mâna DJ-ului, dar după bărbați.